Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Ești Tu. Sunt Teodora Tompea. Haideți să vedem care sunt subiectele acestei ediții. Șantierele de construcții reprezintă a doua cea mai mare sursă de poluare a aerului din marile orașe, după traficul rutier. Și cum ritmul de construcție a crescut alert în ultimii ani, ne putem da seama singuri cât de mare este impactul asupra sănătății. Azi la Planeta Ești Tu vedem cât de haotic se construiește în capitala României și care sunt regulile pe care dezvoltatorii ar trebui să le respecte. Venim și cu date interesante despre cât de mult pot ajuta copacii la reducerea poluării din marile orașe. La Planeta Ești Tu aflăm cât oxigen ne putem procura dacă plantăm un copac în fața blocului sau în curtea casei. Tot astăzi vă spunem și cum puteți vedea de pe smartphone-ul dumneavoastră chiar cum s-a schimbat planeta în ultimele 4 decenii, imagini uluitoare care arată impactul devastator al intervenției omului asupra naturii. Reducerea poluării în marile orașe nu ține doar de controlarea traficului, ci și de șantierele de construcții. Acestea constituie o mare problemă, mai ales că se construiește într-un ritm alert și de multe ori fără respectarea unor minime reguli de protejare a mediului. Vorbim de perdelele umede care să limiteze răspândirea prafului, acoperirea pământului excavat până când e transportat în alt loc sau instalarea unor rampe de spălare a învelopelor pentru mașinile care aduc materiale. Șantierele de construcții sunt a doua cea mai mare sursă de poluare după trafic. Ultimii 30 de ani au adus Bucureștiului dezvoltarea de care avea nevoie după comunism. Din dorința de prosperitate și aer occidental, capitala României a crescut uneori haotic, într-un ritm care i-a făcut mai mult rău decât bine. Arată acum ca un organism prea mare, pe un schelet prea fragil. Șantiere deschise în toate zonele, construcții prea înalte, prea îngrămădite. S-a construit fără grijă pentru estetica orașului, dar și pentru sănătatea oamenilor. Dezvoltarea sectorului construcțiilor a produs poluare masivă, care a atras și o serie de sancțiuni. Din 2009 avem depășiri în fiecare an ale acestui indicator în capitală. Bucureștiul a primit o condamnare pentru poluarea cu praf. Curtea Europeană de Justiție a sancționat România pentru că nu a luat pentru reducerea poluării cu praf. Chiar și în 2020, un an cu multe restricții din cauza pandemiei, amenzile au crescut cu sutele pentru șantierele de construcții care nu au respectat normele de limitare a poluării. Anul acesta, doar în ultimele 3 luni, valoarea amenzilor a fost aproape cât tot anul trecut. Principala neregulă, nu au fost luate măsuri care să oprească producerea și răspândirea prafului. Mergem și dăm amenzi șantierelor, dispunem măsuri, dar șantierele sunt foarte multe în București vis-a-vis de capacitatea operațională pe care o avem. Cea mai aprigă măsură de speriat pentru cei care sunt dezvoltatori imobiliari este oprirea activității. În momentul în care se oprește activitatea, daunele sunt mult mai mari decât amenda. Ar trebui să avem și o legislație mai bună. În lipsa unor sancțiuni mai dure, măsurătorile privind calitatea aerului arată deseori în București valori de 100 de micrograme de praf pe oră, peste dublul limitei admise. Și așa ajungem ca într-un an să strângem până la 400 de tone de praf pe kilometru pătrat. Odată la cât timp ștergeți praf? Șterg cam de 2-3 ori pe zi, pentru că se adună când mai risc. Mă și mir de unde se adună. De unde s-a turnat atâta praf? Praf a fost întotdeauna în București și nu avem nicio șansă să scăpăm de el. Ce faceți dumneavoastră acasă ca să vă protejați de praful care, din păcate, intră în casele noastre? Atât cât putem noi să facem. Ce să facem? Curățenia, care este de zi cu zi, și în momentul în care deschidem geamul, praful se așează la loc. Cantitatea de praf ar putea fi redusă considerabil dacă toate șantierele ar fi împrejmuite, așa cum prevede legea, cu perdele îmbibate în apă, care să împiedice răspândirea particulelor în suspensie. Abaterea de la această regulă, aparent banală, e responsabilă cu apariția bronșitelor acute și cronice, crizelor de astm, bolilor de inimă, alergiilor și chiar a cancerelor pulmonare, care în final plasează Bucureștiul în fruntea clasamentului cu cele mai mari costuri pentru sănătate provocate de poluare.
Mergem acum la Centrul pentru Studiul Atmosferei și Radiației de lângă capitală, un centru care monitorizează calitatea aerului, să vedem cât de periculoase sunt particulele poluante din aer. Specialiștii analizează proveniența acestora și impactul pe care l-au asupra naturii și sănătății oamenilor. Cu siguranță că ați auzit de PM10, PM2,5, atunci când vorbim de niveluri de poluare depășite. Acum avem explicația și de la cei care se ocupă exact cu asta, despre particulele în suspensie. Echipa Planeta Ești Tu a fost în acest laborator unde se fac analizele și am stat de vorbă cu cercetătorii de acolo. Din analizele noastre am văzut o influență mare, în special din cauza centurii. Bineînțeles, da. Dar așa cum am spus, ne arată partea care este emisă din arderile de combustibil fosil, adică cum traficul, dar și arderile de biomasă. Aceste particule PM10, PM2,5 au efecte asupra sănătății. Este important să le măsurăm, să vedem care sunt concentrațiile, pentru că ele nu trebuie să depășească o anumită limită. Și este important să vedem care sunt sursele lor, astfel încât dacă există depășiri ale limitelor pentru aceste particule, să știm care au fost sursele și dacă trebuie să luăm acțiuni, să vedem ce acțiuni ar trebui luate, să acționăm în consecință. PM10 sunt particulele cu dimensiunea mai mică decât 10 micrometri. PM10, acestea sunt PM10, dar există și PM2,5, particule cu dimensiunea mai mică decât 2,5 micrometri. De exemplu, noi măsurăm aici și PM1, particule cu dimensiunea mai mică decât 1 micrometri. Sunt în atmosferă, sunt la fel emise din diferite surse, din arderi, din partea de încălzire, din emise din agricultură, din la fel ca toate, din construcții, se întâmplă la toate. Particulele mai mari pot fi filtrate către sau nu pot trece în organismul nostru, deoarece rămân atunci când respirăm, nu putem înghiți particule foarte mari, dar putem, odată cu respirația, putem avea particule mult mai mici. Aici timpul este dat în UTC, dar vedem concentrația de particule PM10, de PM2,5 și de PM1. Acum avem în jur de 20 de micrograme pe metru cub, deci nu este o valoare foarte, foarte mare. Există o limită de prag de 50 de micrograme pe metru cub. De obicei, aceasta nu trebuie depășită. Aici pornim de la în jur de 19 nanometri până în jur de 800 de nanometri. Pentru că nu numai particulele PM10 sunt importante, precum cele emise din construcții sau polenul sau praful deșertic. Acestea sunt, de exemplu, particule mai mari, PM10. Dar și particule mai mici sunt importante. Și acum am spus, și ele pot avea efecte asupra sănătății. Noi măsurăm cu ajutorul acestui echipament particule de la 19 nanometri până la 800 de nanometri și determinăm în timp real câte astfel de particule sunt, concentrația lor și cum puteți vedea în exemplul de față, avem în jur de particule predominante de 100 de nanometri. Depinde la fel de condițiile din atmosferă. Pot rezista de la câteva ore la câteva zile. Și ele pot fi, aceste particule pot fi transportate, cum este, de exemplu, praful saharian. Pornește din deșert și ajunge cu noi, putem să-l detectăm. La fel și praful de tip sau emisiile de la vulcani. Praful acela, vulcanic, noi îl putem detecta la o distanță mult mai mare. Te extrage dioxidul de carbon din atmosferă prin parte de fotosinteză. Cantitatea nu știu să vă spun exact, dar pe de altă parte contribuie și la radiația care vine de la soare, pentru că reflectă și atunci lucrurile sunt în direcția bună. Vrem să avem o ușoară răcire la suprafață, astfel încât să ajungem la temperaturii normale, să le spunem. Deci ajută foarte mult partea asta, da. Asta măsurăm, gazele cu efect de seră. Deci ne interesează să le măsurăm într-un anumit loc, dar să vedem și ce se întâmplă cu aceste gaze, de exemplu, în trafic. Avem astfel de măsurători, putem să facem măsurăturile din mișcare cu acest autolaborator. Am făcut de asemenea studii în mișcare aici în Măgurele, să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu arderile, nu neapărat de la deșeurile acestea menajere, pentru că ele au un impact destul de mare asupra sănătății și sunt importante. Deci acest autolaborator ne permite să măsurăm concentrația acestor gaze.
Dezvoltatorii imobiliari pun în pericol flora și fauna din celebrul lac Balaton, una dintre cele mai mari întinderi de apă din Europa, și totul chiar în limita legii, pentru că sunt ajutați de reguli noi și mult mai permisive privind exploatarea zonei. Revenim cu detalii imediat. Tu știi cât de mult suferă planeta ta? Acum poți vedea prin ce transformări a trecut Terra în ultimii 40 de ani. Google Earth a lansat o funcție nouă care ne arată retrospectiv efectele schimbărilor climatice. Cu ajutorul sateliților și a tehnologiei de ultimă generație au fost adunate 24 de milioane de imagini impresionante. Ce vedem mai exact cu ajutorul acestei aplicații aflăm de la Vlad Cătună, coordonator de campanii Greenpeace România. Ceea ce vedem cu noul proiect Google Timelapse nu este deloc îmbucurător și reprezintă un puternic semnal de alarmă, semnal de alarmă care nu este transmis constant de comunitatea oamenilor de știință. Schimbările climatice sunt reale, sunt aici și au un impact foarte puternic asupra planetei. Ce am văzut uitându-mă pe proiectul Google, am văzut că Pământul începe să devină nelocuibil, nu? Vedem cum au dispărut suprafețe imense din pădurea amazoniană, pământul verde al planetei. Am văzut cum ghețarii, principalele rezervoare de apă potabilă din Alaska, Himalaya, nordul Canadei, își reduc dimensiunile. Vedem cum calota glaciară din Oceanul Arctic se topește, ceea ce duce la creșterea nivelului oceanului și implicit al dispariției insulelor. Și vedem, mă rog, am văzut inclusiv cum lacuri mari, lacul Urmia din Iran sau Marea Aral din Kazahstan, aproape că au dispărut ca urmare a creșterii temperaturii globale, a secetelor, dar și din cauza sistemelor intensive de irigații. Și ce am mai văzut, am văzut imagini satelitare cu incendii de vegetație de proporție din Canada, California, Australia și Siberia. Deci, practic, acum avem o imagine clară a schimbărilor climatice și cum acestea ne afectează. Și partea, mă rog, bună e că oricine poate vedea cum efectele schimbărilor climatice au evoluat în ultimii 37 de ani. Și ce vreau să spun este că în acest context în care avem încă o dovadă în plus că schimbările climatice sunt aici și ne afectează foarte puternic, este regretabilă și decizia Comisiei Europene de a reduce emisiile cu doar 52,8% până în 2030, în contextul în care oamenii de știință ne spun foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să reducă emisiile cu până la 65% până în 2030. Iar referitor la ținta propusă de Biden de a înjumătăți emisiile cu 50%, este în continuare insuficient. Colegii noștri de la Greenpeace, Statele Unite, spun că, de fapt, ținta pe care ar trebui să-și o propună Statele Unite este undeva de 70% de reducere a emisiilor. Și de ce autoritățile iau decizia să reducă mai puțin? Nu e posibil la ținta asta să devină realitate de fapt? Sau care ar fi argumentul autorităților? Este posibil, trebuie să ne dorim să reducem aceste ținte dacă vrem să evităm acel colaps climatic. E o decizie politică destul de dificil de implementat, pentru că evident vine cu o serie de transformări și efecte care, sigur, dacă închidem industria cărbunelui și industria combustibilor fosili, ceea ce se va întâmpla, vor fi afectate foarte multe locuri de muncă și atunci deciziile acestea nu sunt cele mai populare. Din păcate. Ce mai vreau să zic și despre România este că în tot acest context este regretabilă și decizia României de a aloca peste 250 de milioane de euro din bani publici pentru industria cărbunelui. Această alocare a fost efectuată acum 2 săptămâni de ministrul energiei Virgil Popescu și știm că cărbunele este principal responsabil pentru încălzirea globală și efectele schimbărilor climatice și din punctul ăsta de vedere e regretabil că atât România cât și alte țări ale lumii prioritizează în continuare producerea de energie din gaz fosil în loc să prioritizeze energia eoliană și solară. Pentru cei care ne urmăresc, da, foarte importante aceste precizări, pentru cei care ne urmăresc și poate nu sunt la curent cu pericolele acestor industrii producătoare de cărbune și cât de mult afectează ele
mediul, cât de mult ne afectează și pe noi ca oameni, pentru că ne este pus în pericol și sănătatea, lucru pe care poate nu-l conștientizăm, cel puțin pe termen scurt. Care sunt efectele? Efectele deja le simțim și în România. România este una dintre cele mai afectate țări din Uniunea Europeană când vine vorba de efectele schimbărilor climatice. Vorbim de deșertificare. Știm că sudul Olteniei este în plin proces de deșertificare. Numai în județul Gorj sunt aproximativ 100.000 de hectare, iar nivelul crește cu 1.000 de hectare în fiecare an. Suntem afectați de inundații puternice, suntem afectați de temperaturi care vor fi din ce în ce mai ridicate în următorii ani și am văzut de asemenea cum anul trecut lacul Muntaș și Iezer au secat. Iar efectele acestea tind să se amplifice în următorii ani. Și dacă vom continua în același ritm accelerat ca până acum să ardem combustibili fosili, să defrișăm pădurile și să facem risipa pe care o facem acum, peste alți 37 de ani, când ne vom uita la noile imagini Google, vom surprinde o planetă și mai degradată, cu temperaturi mult mai ridicate și cu fenomene extreme mult mai multe și mai intense. Una perspectivă asupra supraviețuirii, din păcate, pentru foarte mulți oameni, va fi pusă sub semnul întrebării. Un aer curat, atât afară cât și în casă, înseamnă în primul rând mai mulți copaci. Sunt vitali pentru viața planetei și, din păcate, sunt tot mai puțini din cauza defrișărilor masive și necontrolate. Și ca să vedem cât de importante sunt pădurile pentru viața pe Pământ, vă dau doar un detaliu. Un singur copac poate produce și peste 100 de kilograme de oxigen pe an, adică suficient cât să ajungă pentru o familie de 2-3 persoane. Colega mea, Madalina Chițu, vine cu alte informații. 7 copaci asigură suficient oxigen pentru ca un om să supraviețuiască într-un spațiu închis. Și așa, un calcul matematic simplu arată că aproape 56 de milioane de copaci ar fi suficienți pentru ca toată populația planetei să respire aer curat. Mult mai puțin decât există în prezent, însă trebuie să ținem cont că nu suntem singurii consumatori de oxigen. Copacii mai au rolul și de a reduce poluarea. Cum se întâmplă asta? Prin frunze, acestea absorb particulele de praf ce plutesc în aer, dar și monoxidul de carbon, dioxidul de sulf și de azot. Prin rădăcină, copacii absorb substanțele chimice care ajung în sol. Iar asta nu este tot. Copacii ar putea fi soluția la încălzirea globală. Studiile de specialitate arată că aceștia pot răci aerul cu până la 8 grade. La umbra lor, media anuală a temperaturii aerului poate fi chiar și cu 11 grade Celsius mai mică. Însă suntem departe de această țintă și asta pentru că zilnic, numai în România, sunt tăiați ilegal zeci de arbori. Asta înseamnă că pădurile dispar într-un ritm accelerat, iar înlocuirea lor se face în decenii întregi. Problema reciclării e direct legată de poluare. Trebuie să știm că dacă nu colectăm selectiv și aruncăm la întâmplare deșeuri, sigur acțiunile noastre vor avea impact asupra mediului. Pandemia a adus o modificare a obiceiului de consum. Nu mai mergem la restaurant atât de des, cumpărăm mai multe alimente acasă și astfel deșeurile colectate până acum selectiv de localuri ajung la gunoi, aruncate toate la întâmplare. Specialiștii spun că e nevoie de o regândire a modului în care autoritățile locale gestionează problema colectării gunoiului menajer. Care sunt concret pașii, ne spune chiar acum Ionuț Georgescu, președintele Asociației Internaționale FEPRA. Când ne uităm la încrederea cetățenilor față de instituții, față de autoritatea centrală, față de autoritatea locală, față de corporații, față de companii, românii au încredere mult mai mare în antreprenoriat și în companii decât în autoritățile publice. Trebuie să ne gândim că nu există o soluție miraculoasă peste noapte. Ouul, găina, cu care parte începem? Cred că trebuie să mergem cu toate, să începem din fiecare și să învățăm de fiecare dată cum să upgradăm. Educația. Educația este extrem de importantă. Trebuie să repetăm zi de zi, în următorii 30 de ani, în așa fel încât copiii copiilor noștri
să o știe pe de rost. Dacă ne uităm la sistemele educaționale de afară, copiii de afară învață încă din primele clase despre protecția mediului, despre obligațiile lor ca cetățeni, despre obligația de a plăti taxe, despre obligația de a cere autorităților să facă un lucru. Dar aceste lucruri se întâmplă în timp. Antreprenorii, în schimb, pot acționa foarte rapid. Iar aici există o dezbatere privind antreprenoriatul. Înainte de pandemie, o parte din consumul nostru era la o terasă, la un restaurant. Acum, în ultima vreme, au cam dispărut aceste activități și au dispărut și deșeurile generate în restaurante, în hoteluri și așa mai departe, deșeuri care erau colectate foarte ușor, fiind o relație business to business, și care erau duse la reciclare. Dar consumul n-a scăzut. Consumul s-a mutat la noi acasă. Iar generarea de deșeuri, în loc să fie generat B2B, de către un restaurant în relația cu colectorul, este acasă la noi în relația cu primăria. Și vorbeam mai devreme de faptul că acele deșeuri sunt acum contaminate pentru că n-avem colectare separată și deci a scăzut reciclarea teoretic. Și atunci noi ne-am gândit la o variantă. Cum ajungem noi la cetățean acasă ca să-i luăm ambalajul direct de la el, să-l învățăm cum să-l gestioneze, să-l spele, cum să-l pună deoparte, să-l bonificăm, să facem un joc. Aici încheie această ediție emisiunii Planeta Ești Tu. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de planeta noastră. La revedere!